Bună ziua tuturor! Astăzi este o sărbătoare creștină ortodoxă importantă pentru noi toți și mai exact întâmpinarea Domnului când s-au împlinit 40 de zile de la nașterea Domnului Iisus. El a fost adus în templu și de aceea sărbătorim astăzi această zi. Am venit de la biserică și m-am gândit totuși să vă vorbesc despre ceva mai diferit și mai exact despre cărțile care le-am citit în ultima vreme și care intenționez să le citesc. Deci, să începem! N-am fost niciodată împătimită de citit pentru că foarte mult am învățat. Însă îmi amintesc că vacanța de vară mai ales puneam mâna și mă interesa să citesc niște cărți care erau mai mult de interesul meu și nu exact cele de studiu. De aceea nu am citit foarte mult în viața mea, dar îmi amintesc și când eram în Italia și aveam timp în vacanța de vară că mă duceam la librării și căutam să cumpăr niște cărți care erau de preferința mea și atunci citeam cu cel mai mare interes pentru că era o carte care eu o alegeam. Prima carte de care vreau să vă vorbesc este una care am dat-o cadou unui psiholog care l-am cunoscut în Anglia și care se cheamă 2 milioane de kilometri în căutarea adevărului. Este o carte foarte interesantă care mi-a rămas în inimă, pe când vorbește despre căutarea adevăratei credințe și este foarte ușor de citit, deci recomand tuturor, va apărea aici. O altă carte de care vreau să vă vorbesc este cartea părintelui Arsenie Papacioc. O carte care ne vorbește despre leacurile și înfrământările omului contemporan. Este o carte pe înțelesul tuturor și ne răspunde la foarte multe întrebări. O altă carte este aceasta, ne vorbește Părintele Porfirie, Viața și Cuvintele, care vă recomand din toată inima și merită fiecare cuvânt. Acest om a fost un om care a trăit o viață sfântă și a ajuns la foarte multe conștientizări în viața lui, deci mi-a rămas și această carte în suflet. O altă carte de care vreau să vă vorbesc și care am citit-o nu de mult timp, de când am venit din Anglia, este Pelerinul Rus, o carte ieftină, cred că costă aproximativ 8 lei, dar și dacă ar costa puțin mai mult, vă recomand. Și ne vorbește cum un om care era exact ca noi, a ajuns să devină un sfânt, are foarte multe deznodământe și învățături. Altă carte care am cumpărat-o de mult timp din biserica la care mă duceam în oraș este aceasta a Sfântului Gherasim și este o carte care se termină cu acatistul Sfântului Gherasim și aici se vorbește mult despre minunile lui și nu numai, viața lui ne arată cum se poate să se răzbim prin credința în Dumnezeu. O carte care o citesc în momentul de față, care am început de mult și care este Mantia Porfurie. Această carte, odată ce am primit-o cadou, mama și tatăl meu au citit-o imediat și mătușa mea a cumpărat-o. Este o carte cu evenimente reale, dar nu numai. În momentul de față am ajuns la pagina 157. Și nu pot să spun că am citit foarte mult, cam aproximativ 3 capitole pe zi, însă se poate citi și chiar și într-o zi. Părintele în această carte te aduc într-o stare de emoții atât de mare încât aproape poți să plângi, chiar poți să lacrimezi foarte ușor. Vorbește despre credința creștină care ne aduce atât de aproape de Dumnezeu până în pragul sacrificiului suprem. Deci o recomand în tot sufletul. Următoarea carte care intenționez să o citesc este aceasta, care se cheamă Ianis, cel mai nebun pentru Hristos. Și în biblioteca mea mă așteaptă alte cărți care, de când am venit din Anglia, cred că am mai mult timp la dispoziție și pot să mă îmbogățesc sufletește și să ajung la o mai mare cunoaștere a adevărului acestei vieți. Avem nevoie de mai multă îndrumare în aceste momente, de mai multă putere prin situații foarte grele ca acestea. În momentul de față, parcă simt nevoia de a citi mai mult cărți care sunt conectate cu realitatea și care provin de la mai mulți sfinți, de la oameni care au trăit o viață cu Dumnezeu și avem o mare nevoie de această hrană de care niciodată n-am putea să spunem că ne-am săturat. De aceea mă așteaptă biblioteca. Vreau să vă întreb și pe voi dacă citiți cărți, dacă v-a plăcut în viață să citiți cărți, ce cărți v-au plăcut să citiți, romane, cărți de știință, cărți de psihologie. Dacă citiți în momentul acesta de față, puteți recomanda o carte. Deci sunt deschisă să ascult ce cărți citiți și ce recomandări aveți pentru mine. Și, desigur, putem învăța unii de la alții foarte mult, ne putem îndemna, ne putem ajuta prin aceste cuvinte care sunt de învățătură duhovnicească și nu numai, pentru că putem învăța foarte multe lucruri pe toate nivelele. De aceea vă aștept cu comentarii sau ce carte v-a plăcut cel mai mult și să alegem întotdeauna să fim liberi, să fim informați și să fim creștini adevărați. Vă aștept la următorul.